Fundația germană Hans Seidel organizează în județul Sibiu un program pilot pentru aleșii locali și doritorii unei funcții de conducere în administrația publică. Acesta vizează tinerii din zona de nord a județului Sibiu. Am dat startul unui proiect care are ca țintă tinerii din nordul județului Sibiu, care sunt aleși pe funcții de consilier local sau lucrează în administrația publică locală. Avem alături de noi o delegație din Germania, care sunt aici pentru a ne împărtăși din experiența lor, pentru a ne transmite bunele practici pe care ei acolo le-au exemplificat. Și în acest scop am avut o primă întâlnire la Mediaș, unde am discutat împreună cu administrația locală despre marile proiecte pe care aceasta le desfășoară și am făcut practic un schimb de experiență cu cei veniți din Germania. Am avut astăzi o discuție extrem de interesantă cu oaspeții noștri din Germania și din Republica Moldova. S-a constituit într-un schimb de experiență deosebit de util. Am vorbit despre ce se întâmplă în Mediaș, despre proiectele Mediașului. Am constatat că practic administrația peste tot este la fel. E o mică diferență de resurse, dar în principal problemele sunt aceleași, pentru că în administrație problemele care trebuie să rezolvate sunt problemele cetățeanului. Printre invitații prezenți astăzi la Mediaș a fost și primarul municipiului Barbing din Germania, Albert Hechstetter, dar și Klaus Zeitler, sociolog la Universitatea din Regensburg, Germania. Mă bucur foarte mult că Fundația Hans Seidel aduce la un loc politicieni din consilii locale, din Germania, din Republica Moldova și din România, aici la Mediaș. Eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici, pentru că o mare parte din cetățenii regiunii mele și-au petrecut o mare parte din viața lor aici în Transilvania. Ne face plăcere să împărtășim din experiențele noastre vis-a-vis de dezvoltare la nivel local și regional. Am fost foarte impresionați de discursul domnului primar, din care am putut să vedem foarte clar că strategiile de rezolvare a problemelor la nivel local au început să se apropie foarte mult în întreaga Europa, unele de altele. Deci, strategiile sunt, par să fie la fel. La seminarul organizat astăzi la Mediaș au mai participat primarii localităților participante la proiecte din Republica Moldova și alți aspiranți la funcții de conducere în domeniul vizat. Proiectul se derulează în județul Sibiu prin seminarii bazate pe dezvoltarea durabilă și vizite în locurile țintă.